spovedească, sunt mai mulți preoți la dispoziție. Vom recita și un mister de rozariu, pentru că nu mai este timp să spunem rozariu în întregime, dar sunt sigur că îl spuneți dumneavoastră. Apoi vom celebra Sfânta Liturghie, pentru că la ora 12 avem și o cununie în biserică și nu putem să depășim această oră. Încă o dată vă dorim un moment plin de har, o celebrare binecuvântată. În procesiune intrăm prin poarta sfântă cu toți. Intrarea pe poarta sfântă, am primit cu toții o rugăciune pe care vă invit să o privim și să o recităm împreună. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ne-ai învățat să fim milostivi ca Tatăl Ceresc și ne-ai spus că cine Te vede pe Tine, îl vede pe El. Arată-ne fața Ta și vom fi mântuiți. Privirea Ta plină de iubire i-a eliberat pe Zaheu și pe Matei de sclavia banului, pe adulteră și pe Maria Magdalena din a căuta fericirea numai într-o singură creatură, l-a făcut să plângă pe Petru după trădare și a asigurat tâlharului căit paradisului. Fă ca fiecare dintre noi să asculte, ca fiind adresat lui cuvântul pe care l-ai spus samaritenei, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu. Tu ești fața vizibilă a Tatălui nevăzut, a Dumnezeului care își manifestă atotputernicia sa mai ales prin iertare și milostivire. Fă ca biserica să fie în lume fața vizibilă a Ta, Domnul Său, înviat și în glorie. Ai voit ca slujitorii Tăi să fie și ei îmbrăcați în slăbiciune pentru a simți compasiune adevărată față de cei care sunt în ignoranță și în eroare. Fă ca oricine se apropie de unul dintre ei să se simtă așteptat, iubit și iertat de Dumnezeu. Trimite Duhul Tău să cunoaște-ne pe toți, consacră-ne cu ungerea Sa, pentru ca jubileul milostivirii să fie un an de har al Domnului, iar biserica Ta, cu
entuziasm renoit să poată duce mesajul cel bun săracilor, să proclame celor închiși și celor asupriți libertatea, iar celor orbi să le redea vindecarea. Îți cerem aceasta prin mijlocirea Mariei, Mama Milostivirii, ție, care vețuiești și domnești cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Să ne rânuim acum promisiunile de la botez. Vă lepădați de Satana și de toate faptele lui și de toată trufia lui. Credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului. Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și șa de la dreapta Tatălui. Credeți în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Să repetăm împreună, aceasta este credința noastră. Aceasta este credința noastră. Aceasta este credința Bisericii. Aceasta este credința Bisericii. Și noi suntem fericiți. Că o putem mărturisi în Iisus Hristos, Domnul nostru. Că o putem mărturisi în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeule atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a renăscut din apă și Duh Sfânt și ne-a dăruit iertarea păcatelor, să ne păstreze pentru viața cea veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Să ne rugăm împreună al patrulea mister de lumină, meditând cum Iisus Hristos predică Evanghelia și face invitația la convertire. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O Iisuse, o Marie zămislită fără de păcat, blândul Iisus,
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu Duhul Tău. Dumnezeu ne-a iubit cu o iubire veșnică. L-a trimis pe Fiul Său unul născut ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale lumii întregi. Cucernici confrați preoți, iubiți frați și surori în Hristos, Dumnezeu ne-a chemat astăzi în casa Sa pentru a ne copleși cu harurile Sale, pentru a ne arăta iubirea Sa milostivă, ca să beneficiem de toate harurile pe care El vrea să ni le dăruiască, să ne deschidem larg inimile și la începutul celebrării să-i cerem iertare încă o dată lui Dumnezeu pentru toate momentele în care i-am întors spatele, ne-am îndepărtat de El, nu am primit voința Sa sau am fost indiferenți față de El și față de aproapele. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Excelsis Deo. Gloria in excelsis gloria Deo Patri, gloria et in terra Gloria am tu.
Să ne rugăm. Dumnezeule, a cărui îndurare nu are hotare și a cărui comoară de bunătate este nesfârșită, sporește cu milă credința poporului tău sfânt, pentru ca toți să înțeleagă cum se cuvine cu ce dragoste au fost creați, cu ce sânge au fost răscumpărați, în ce duh au fost renăscuți. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni. Fraților, Scriptura a închis toate sub păcat, pentru ca promisiunea să fie dată celor care cred prin credința în Iisus Hristos. Înainte de a fi venit credința, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care avea să descopere, astfel că legea a fost pedagogul nostru spre Hristos, ca să fim justificați prin credință. Dar de când a venit credința, nu mai suntem sub pedagog, căci toți suntem fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat în Hristos. Așadar, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat și nici femeie. Voi toți sunteți una în Hristos Iisus. Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți descendența lui Abraham, moștenitori după promisiune. Cuvântul Domnului. Stăpânește peste toate neamurile, slava
sus tăceruri. Pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer și pe pământ. Din cenușa pe cel sărac, ca să-l așeze printre cei mari, printre mai mari poporului său. Vreau moartea păcătosului, spune Domnul, ci să se întoarcă de la calea lui și să fie viu. Aleluia, să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Farizeii și cărturarii însă murmurau spunând,
Acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă împreună cu ei. Atunci le-a spus această parabolă. Un om avea doi fii, cel mai tânăr dintre ei i-a spus tatălui, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Iar el le-a împărțit averea și nu după multe zile, fiul cel mai tânăr și-a adunat totul și a plecat de acasă într-o țară îndepărtată. Acolo și-a risipit averea într-o viață de desfrâu. După ce a cheltuit tot, a venit o mare foamete în țara aceea, iar el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a aciuat la unul dintre cetățenii acelei țări, care l-a trimis la câmp să păzească porcii. Și-ar fi dorit să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea. Atunci, venindu-și în fire, a spus, câți zilieri ai tatălui meu au pâine din belșug, iar eu mor aici de foame. Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Ia-mă ca pe un zilier al tău. Într-adevăr s-a ridicat și a mers la tatăl său. Pe când era încă departe, tatăl l-a văzut, i s-a făcut milă și alergând l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Atunci fiul i-a spus, Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Însă tatăl a spus către servitorii săi, aduceți repede haina cea din tâi și îmbrăcați-l. Dați-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne bucurăm, căci acest fiu al meu era mort și a revenit la viață, era pierdut și a fost găsit. Și-au început să sărbătorească, însă fiul lui mai mare era la câmp. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Atunci l-a chemat pe unul dintre servitori și l-a întrebat ce este aceasta. El i-a spus, fratele tău a venit, iar tatăl tău, pentru că l-a recăpătat sănătos, a tăiat vițelul cel îngrășat, dar el s-a mâniat și nu voia să intre. Însă tatăl său a ieșit și l-a rugat stăruitor. El i-a răspuns tatălui său, iată, de atâția ani te slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Dar mie nu mi-ai dat niciodată măcar un ied ca să mă distrez cu prietenii mei. Însă când a venit acest fiu al tău, care și-a mâncat averea cu desfrânatele, ai tăiat pentru el vițelul cel îngrășat. Atunci el le-a spus, i-a spus, fiule, tu ești cu mine întotdeauna și toate ale mele sunt ale tale. Dar trebuia să sărbătorim și să ne bucurăm. Pentru că acest frate al tău era mort și a revenit la viață, era pierdut și a fost găsit. Cuvântul Domnului. Lăudați pe Domnul pentru că este bun, veșnică este îndurarea. Iubiți frați și surori în Hristos, ați venit astăzi în catedrală în pelerinaj pentru a intra prin poarta sfântă. Dar ce înseamnă de fapt pelerinajul? Sfântul Părinte, în documentul de deschidere a anului jubiliar al milostivirii, Misericordiae Vultus, spune că pelerinajul în anul sfânt al milostivirii este un semn, este o imagine a drumului pe care fiecare om este chemat să-l parcurgă în această viață spre casa Tatălui, spre întâlnirea cu Tatăl. Dar pelerinajul este și un drum
spre adâncul ființei noastre, spre inima noastră, unde suntem chemați să-L descoperim pe Dumnezeu, Cel care este prezent și locuiește în inima noastră, așa cum L-a descoperit la un moment dat Sfântul Augustin. Pelerinajul este un semn. Este și un semn al credinței noastre, pentru că credința noastră nu este ceva static, ci este ceva dinamic ce ne pune în mișcare. Credința este cea care a determinat pe apostoli la îndemnul, la porunca lui Iisus să plece în toată lumea pentru a duce vestea cea bună a Evangheliei. Credința înseamnă un drum. Și noi, în spirit de credință, am venit astăzi în pelerinaj pentru că vrem să descoperim ceea ce și-a propus și Sfântul Părinte în acest an jubiliar al milostivirii, și anume să descoperim chipul lui Dumnezeu cel milostiv, chipul lui Dumnezeu cel iubitor. Și cum putem descoperi acest chip? Tot Sfântul Părinte ne spune că noi nu-L putem vedea pe Tatăl, așa cum a spus și Iisus în Evanghelie, dar îl putem descoperi pe Tatăl prin Iisus. Văzând ce a făcut și ce a spus Iisus în Evanghelie, noi putem înțelege cum este Tatăl, Dumnezeu Tatăl, în relație cu noi. De fapt, aș îndrăzni să spun că faptul că suntem în pelerinaj aici nu este neapărat o alegere a noastră. Noi poate am organizat pelerinajul, anumite aspecte care țin de deplasare, autocar și așa mai departe. Dar faptul că dumneavoastră sunteți aici, cred că este un răspuns la o chemare, la o chemare a Sfintei Treimi. Înainte să intrăm în catedrală, am citit Evanghelia cu Iisus, Bunul Păstor. Cred că în adâncul ființei noastre am auzit vocea păstorului care ne cheamă. Ne cheamă pentru a ne conduce la Tatăl, la Tatăl cel milostiv. Iar Duhul Sfânt este Cel care ne deschide urechea inimii și ne luminează ochii inimii pentru ca să înțelegem, să-L putem vedea cu adevărat pe Tatăl. Spuneam mai înainte că pentru a-L cunoaște pe Tatăl trebuie să vedem cum a vorbit și cum s-a comportat Iisus. M-am gândit ca să luăm ca și un punct de referință pentru reflexia de astăzi, tocmai Evanghelia pe care am citit-o, Evanghelia Fiului Risipitor sau a Tatălui Milostiv, cum mai este numită. Ce ne spune această parabolă? Mai întâi ne spune că un om avea doi fii. Iisus pornește de la o situație normală, concretă, de viață. Un om care avea doi fii, era vorba de o familie. Și într-o familie sunt și multe lucruri pozitive, dar și dificultăți. Iată, parabola ne spune că era un tată și doi fii, dar nu ne spune nimic despre mamă. Cu siguranță că acei doi frați au avut și o mamă. Poate între timp a murit, poate a plecat, poate i-a părăsit. Nu știm, dar deja este o problemă într-o familie unde nu există mama. Apoi, cei doi fii, unul dintre ei, deși ei erau bogați pentru că se vorbește de moștenire, ar fi avut cele necesare, unul dintre ei nu este mulțumit. Vrea să plece. De ce? Nu știm. Poate că îi se părea că tatăl este prea exigent. Poate că îi se părea că sunt prea multe reguli în acea casă. Poate că fratele, care se pare că era un perfecționist, a ridicat prea mult ștacheta, avea prea multe pretenții, iar el nu putea să țină acest ritm. Sau cine știe, poate voia să-și ia viața în propriile mâini, să spună, vreau să trăiesc altfel, vreau să trăiesc mai liber. Și a cerut
partea de avere ce îi se cuvenea, deși gestul său este un gest dureros, pentru că averea sau moștenirea nu se cerea decât în momentul, sau nu era obținută decât în momentul în care murea tatăl. Deci, indirect, cerându-i partea de avere, el cumva i-a dorit moartea tatălui. A cerut partea de avere și a plecat într-o țară, într-un loc îndepărtat. Iubiți frați, cred că aceasta este definiția păcatului. Este acel moment în care noi vrem să ne luăm viața în mâini, întorcând spatele tatălui, plecând într-un loc îndepărtat, neinteresându-ne de ce lăsăm în urmă. Vrem să avem viața noastră fără reguli, vrem să ne facem noi, să ne croim viitorul și atunci plecăm. Lăsăm la o parte tot ce a însemnat până atunci experiență de viață, ce a însemnat relația cu un tată care s-a sacrificat cu siguranță în multe privințe pentru a-i face să crească. Nu mă mai interesează. Eu vreau să plec, vreau să am viața mea. Și a ajuns într-o țară îndepărtată. Ce a făcut acolo, cum s-a comportat, cum a trăit, acum ne interesează ceva mai puțin. Cert este că la un moment dat el a pierdut totul. S-a simțit gol. S-a simțit într-o situație disperată. A ajuns să păzească porcii. Ori pentru un evreu aceasta era jignirea cea mai puternică pe care putea să o primească. Pentru că porcii erau considerați animalele cele mai necurate. Iar el, dintr-un fiu care avea moștenire, acum a ajuns o slugă, un păzitor de porci, un om care nu mai avea demnitate. Acesta este păcatul, iubiți frați și surori în Hristos, este cel care ne fură demnitatea, este cel care ne golește, este cel care ne transformă în sclavi. Dar din fericire atunci are loc un lucru deosebit. Își vine în fire. Venindu-și în fire, fiul s-a gândit să se întoarcă. Necunoscându-l bine pe tatăl său, a preferat să se întoarcă și ca o slugă în casa tatălui, pentru că tot era mai bine decât să fie slugă la porci. Și cu acest gând a voit să se întoarcă și a pornit înapoi spre casă. Iar acum parabola folosește 5 gesturi, 5 verbe care sunt deosebit de importante și pe care, dacă le înțelegem cum trebuie, înseamnă că putem spune că înțelegem ce se întâmplă și cu noi, cu fiecare dintre noi, când ne apropiem de scaunul de spovadă. Momentul spovezii este tocmai acest moment al reîntâlnirii cu Tatăl. De multe ori noi credem că spovada este ca un fel de loc de tortură. Iar trebuie să mergem să spunem cuiva că am făcut anumite lucruri negative. Le-am făcut în ascuns și acum trebuie să le dau la iveală. Este un lucru greu de făcut, e un lucru rușinos. Dar uităm că, de fapt, la spovadă se întâmplă altceva. Tatăl îl vede de departe. Îl vede de departe pentru că probabil în fiecare zi se uita să vadă dacă nu se întoarce fiul. În fiecare zi îl aștepta. Tatăl care îl vede. Să ne gândim la privirea lui Dumnezeu asupra noastră. Nu este acel ochi care e prezent și în unele biserici, ochiul lui Dumnezeu, care cumva ne urmărește să contabilizeze orice greșeală pe care am făcut-o, orice păcat și să o treacă acolo pentru ca să ne ceară cont de ea. Nu, nu este vorba despre acest ochi, ci este vorba despre privirea pe care o au părinții, o are tatăl, o are mama, atunci când urmărește copilul ca să nu îi se întâmple ceva rău. Este acea privire pe care Iisus a aruncat-o spre tânărul pe care l-a îndrăgit, tânărul bogat. Este acea privire pe care
Iisus a îndreptat-o spre Petru în noaptea în care Petru s-a lepădat de 3 ori de el. Și Iisus l-a privit cu iubire. Este acea privire pe care Iisus ne aruncă de fiecare dată când venim în fața Lui. Dumnezeu care ne privește, Dumnezeu care ne vede și care ne îndrăgește. Tatăl îl vede și când îl vede că se întoarce pe acest fiu, aleargă în întâmpinarea lui, aleargă. Dumnezeu care aleargă ca să ne recupereze. Dumnezeu care nu numai că așteaptă să ne întoarcem, dar care fuge. Fuge pentru ca să ne întâlnească mai repede, pentru că a așteptat atât de mult întoarcerea noastră. Apoi îl îmbrățișează. Când ați intrat în catedrală, ați văzut poarta sfântă. Dacă v-ați uitat cu atenție, poarta sfântă de fapt are 2 uși care se deschid spre exterior. Am putea spune că acestea sunt brațele pe care Dumnezeu le-a deschis când ați intrat astăzi în această catedrală. Sunt brațele cu care Dumnezeu vrea să ne îmbrățișeze astăzi când ne-am întors în casa Sa. Și în această casă, în această catedrală, dacă priviți bolta, ea poate fi ca o palmă, ca o palmă care este așezată deasupra noastră. O palmă, o mână care înseamnă protecție. Iar această mână are 24 de arcuri, de ferestre, adică 24 de ore din 24, mâna lui Dumnezeu este deasupra noastră și ne protejează. Are grijă de noi. Dumnezeu care ne îmbrățișează, Dumnezeu care ne ocrotește. Mâinile lui Dumnezeu sunt acele mâini pe care ucenicii le-au văzut de atâtea ori la Iisus că au vindecat bolnavii. I-a vindecat Iisus. Sunt acele mâini pe care El le întinde pentru a ne ajuta să ne ridicăm. Iată, Fiul, în momentul în care a simțit îmbrățișarea Tatălui, a voit să rostească acele cuvinte pe care El le-a meditat mult timp, probabil pe parcursul drumului. Este acea cercetare a cugetului pe care El și-a făcut-o. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva Ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc Fiul Tău. Dar Tatăl l-a oprit. Ar fi vrut să spună, primește-mă ca pe o slugă a Ta. Așa era pregătit să spună, dar nu mai spune, pentru că Tatăl cheamă imediat servitorul și îi dă o haină, haina cea lungă de sărbătoare. Îi dă degetul în inel, îi dă inelul în deget, care înseamnă semnul demnității de fiu. Acel inel cu sigiliul pe care l-avusese înainte. Iată, îi redă demnitatea, pentru că în momentul în care noi venim la spovadă, recăpătăm acea demnitate pe care am pierdut-o prin păcat, mai ales prin păcatele mari, prin păcatele grave. Și se face sărbătoare. Taie vițelul îngreșat și face sărbătoare pentru că s-a întors Fiul. Iubiți credincioși, și noi acum am intrat în casa Tatălui. Am fost primiți, am fost îmbrățișați, am fost iertați. Iar acum Dumnezeu a pregătit pentru noi un ospăț. Un ospăț la care suntem invitați cu toții nu să mâncăm carne de vițel, ci să ne hrănim cu însuși trupul și sângele Domnului, care din iubire față de noi s-a dăruit, s-a jertfit, a murit pe cruce și a înviat. De aceea, astăzi, pelerinajul trebuie să se transforme pentru toți, pentru toți, într-un moment de sărbătoare. Un ospăț, așa cum de fapt este fiecare sfântă liturghie. Iar dacă noi simțim din plin această iubire, această milostivire a lui Dumnezeu, această iertare și mai ales această sărbătoare, devenim noi înșine misionari. Misionari ai cărității,
misionari ai milostivirii, așa spunea Sfântul Părinte în documentul amintit, că noi trebuie să devenim semne eficace ale milostivirii, fiecare dintre noi. Ați auzit cu siguranță în acest an de mai multe ori de faptele de milostenie sufletească și trupească. În momentul în care experimentăm noi înșine ce înseamnă a fi iertați, nu putem să nu transmitem mai departe această bucurie a iertării și a păcii din sufletul nostru. Nu putem să nu mergem să întâlnim pe ceilalți și să spunem, da, am avut ceva cu tine, dar simt acum că trebuie să te iert pentru că știu ce înseamnă să fii iertat. Simt că trebuie să te îmbrățișez pentru că și eu am fost îmbrățișat de Tatăl, am fost îmbrățișat de Dumnezeu. El a făcut sărbătoare pentru mine, a făcut sărbătoare în sufletul meu, a făcut sărbătoare în casa sa, acolo unde m-a chemat la ospățul în care El mi s-a oferit ca hrană. Vă doresc, iubiți credincioși, ca să trăiți din plin experiența întâlnirii cu Dumnezeu, cel milostiv, cel iertător, cel iubitor și în același timp să deveniți misionari ai milostivirii. Așa să fie. Iubiți frați, Domnul nostru Iisus Hristos, văzând suferințele poporului Său, s-a înfiorat de milă și i-a venit în ajutor, vindecând orice boală și neputință sufletească și trupească și dându-și viața pentru a-L mântui de păcat. Lui să ne rugăm cu toată inima. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule milostiv, vindecă în biserica Ta rănile oricărei dezbinări și prin ea însănătoșește întreg neamul omenesc. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează cu Evanghelia Ta întunericul necredinței și al îndoielii din sufletele oamenilor. Te rugăm, ascultă-ne! Trimite Duhul iubirii peste fiii bisericii Tale, ca ei să se jertfească pentru binele celor lipsiți și părăsiți. Dăruiește-le celor mâhniți și descurajați mângâiere și speranță. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează în cei plecați din familie dragostea față de căminul lor. Te rugăm, ascultă-ne! Ferește-ne de boli, de foamete, de calamități naturale și de război. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește-i pe muribunzi în clipa supremă. Te rugăm, ascultă-ne! Îndură-te de răposații pe care nu-i mai pomenește nimeni. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule prea bun, Tu ai fost nespus de milostiv cu poporul Tău și i-ai iertat mereu fără de legile. Privește cu aceeași bunăvoință spre toți aceia pe care i-ai primit să fie fiii Tăi și ascultă-le rugăciunea prin Hristos Domnul nostru.
Să ne rugăm împreună pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește cu îndurare, Doamne, darurile noastre și transformă-le în sacramentul răscumpărării, memorial al morții și învierii Fiului Tău, pentru ca prin puterea acestei jertfe și mereu încrezători în Hristos să ajungem la viața veșnică prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeu. Nostru. Cu adevărat vrednic și drept este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu. Tu nu încetezi să trezești în noi dorința după o viață mai deplină, și fiind bogat în îndurare, continui să ne oferi iertarea și îi inviți pe cei păcătoși să se încreadă numai în îndurarea Ta. Deși am încălcat de atâtea ori legământul Tău, totuși nu ne-ai părăsit niciodată și prin Iisus Hristos, Fiul Tău, Răscumpărătorul nostru, Ți-ai unit familia umană printr-o nouă legătură de iubire, atât de puternică încât nimeni nu poate să o desfacă. Acum îi oferi poporului Tău un timp al harului și al împăcării și îi dai speranța de a găsi prin Iisus Hristos drumul întoarcerii la Tine, pentru ca, încrezându-se mai mult în Duhul Sfânt, să slujească tuturor oamenilor. De aceea, pătrunși de iubire, preamărim puterea iubirii Tale și, bucurându-ne de mântuirea redobândită, uniți cu cetele nenumărate ale îngerilor, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare.
adevărat. Sfântești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au dormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca, împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne îmbrâncim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim. Prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Dacă am reușit să descoperim chipul lui Dumnezeu ca Tată milostiv, trebuie să ne descoperim și pe noi ca frați între noi și îndrăznim să-i spunem lui Dumnezeu așa cum Iisus ne-a învățat: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre,
ci la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și dăruiți-vă pacea. Iată mierul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți sunt cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul. Hristos să mă păzească pentru viața cea veșnică.
Să ne rugăm. Dăruiește-ne, Dumnezeule milostiv, harul ca noi cei hrăniți cu trupul și sângele Fiului Tău, să bem cu încredere din izvoarele mântuirii și să ne arătăm din ce în ce mai plin de îndurare față de frații noștri, prin Hristos Domnul nostru. Părinte decan, înainte de a spune împreună rugăciunile pentru dobândirea indulgenței cu ocazia pelerinajului, vă mulțumim pentru primirea pe care ne-ați făcut-o. Am vrea să-i transmitem și Preasfințitului salutul nostru și supunerea noastră filială. Pentru a rămâne în continuare în atmosfera aceasta și în liniștea aceasta, reculegerea sufletească, cred că este bine ca până la și 20 să încheiem rugăciunile particulare pe care le avem de făcut, vrem să le facem aici în catedrală, dar la și 20 să fim la mașini, la autobuze. Acum recităm împreună rugăciunile pentru dobândirea indulgenței. Cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, și în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a zemislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat, s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la cer, șadrea dreaptă. Tatăl Atotputernicul, de unde are să vie să judece pe vii și pe morți, cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. După intenția Sfântului Părinte Papa, adu-ți aminte, o prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit. Cel ce a alergat sub ocrotirea Ta, Cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea Ta, însuflețit de o astfel de încredere, alerg la Tine, o Maica Fecioară Fecioarelor, la Tine vin și stau gemând înaintea Ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înainte de a da binecuvântarea, vă reamintesc că imediat va începe o altă celebrare în catedrală, de aceea vă rog, chiar dacă mai rămâneți în rugăciune, să nu deranjați, în rugăciune personală, să nu-i deranjați pe cei care au venit pentru celebrarea sacramentului căsătoriei. Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace.